Asta se numește Lotaxi. Cal taxi. Nu, hai să mergem. Hai să mergem. Unde stăm? Jövök, Timinek egyet még foglaljatok. És ezt a szenem este embuteját. Plin de taxiuri de cap. Și unul de ăsta cu motor. Ce vedeți voi, sunt taxiuri. S-a început și o ploaie. O să ne ude. Bine, 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 bine. Aici plouă când nu te aștepți și vine soarele când nu te aștepți. Nu am nimic de ploaie, dar e o schel. Mă șterg cu prosop. Mă usuc. Altă viață. De fapt, ce se întâmplă aici? Da, e un festival. Face of Transylvania. De mâncare, la Ghimeșii. Și aici vedeți tot felul de chestii. Participanți. Eu m-am ascuns acum de ploaie. La o chestie de asta foarte faină. La un domn care vinde niște nebunii faine. Tot de mâncare. Numai dacă plouă, trebuie să vedeți cum s-a construit un sătuc. Tot ce vedeți aici e reconstruit, aduse case de peste tot din secuime și refăcute. Și paradis. Paradis. Și la Taste of Transylvania. Aici vedeți, cred că ăștia cei din Budapesta. Sunt o mulțime de restaurante, unele și de stele Michelin. Cam de peste tot din spațiul ăsta. Foarte, foarte curat. Deci oamenii s-au jucat de istoria și chiar au reușit. Acum am adus să cumpăr niște brânză, musai, de la Arcese. O să-mi iau și un tricou, că m-am murat. Și o să-mi iau și o pălărie. Până se cuime, n-ai ce căuta fără pălărie și fără mustață. Da? Vin înăuntru, stau să văd dacă brânza e la locul ei. Asta e cea mai bună brânză, cred că. Sau așa, în top 3. E foarte bună. Și de aici trebuie să luăm ceva. Îmi dați un XL, că m-am îngășat.
Poate un XL, poate un XXL, vă arăt. XXL? Vă aude nevastă mea, numai salată îmi dă o săptămână. Deci care e problema? Că nu toate mărimele sunt la fel. Ah. Da, bine, oricum m-am murat. Sarmale? E bună? Asta? Sarmale? Uh-huh. Vreau sarmale. E ok? Da. Vreți să-l încercați? Sau e bun XL? Ba, îl încerc, oricum îți ca un castavete murat acum. Hai, zic că puteți să-l încercați. Așa fac. Spun că dacă nu e bun, vă dau alt număr. Că e un XL. Sigur mi-e bun. M-am îngrașat ca un purceluș. Acum, cum vă simțiți? Mă simt excelent. Da? Sarmale? Sarmale? Dacă aveți și cu... Mai avem cu angajabur? Nu. Nu? Sau cu Taste of Transilvania și fără scris? Nu, 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 cu sarmale. Să vadă nevastă mea că m-am recondiționat. Aha. Dacă e asta mare așa, înseamnă că mi-e mare, nu că-s gras. Nu, nu, deci nu, e perfect. Nu sunt gras deloc. Sunt perfect, așa? Perfect. Nu ai să o văd și asta. Impermeabilă. E bună? Da, trageți fermoarul. Da, după aia mi se vede burta. Nu, nu, nu. Asta e așa slim fit. Slim fit? Da. La sarmale. Nu se vede burta. Nici n-am burtă, de fapt. Dar de fapt, deloc. Perfect. E mare? Nu. Nu e mare? Nu. Nici la mâine. Nu, nu, nu. Așa trebuie să fie. Da? Da. Așa rămâne. Se vede nimic, curta nimic. Cardul ăla la mine, ăla. Ăla am. Stai, stai, stai un pic. Dacă n-am bani. Am bani. E okay. Perfect. Ia. Mulțumesc. Ești bun? Foarte bun. Poți să mă duc pe podium? Da. Vede că ați la Taste of Transilvania. Corect. La sarmale, la Bardel Cluj, Coloșvari, Caposta. Așa. O grămadă de chestii. Altă viață. În momentul în care mi-am luat geacă de ploaie, a încetat ploaia. De fapt, este o conspirație istorică. Ia uite aici. Iar acolo sunt spațiile de masă de concerte, din coace se iau interviuri. Aici am fost și eu. Da? Și ai și o plasmă foarte mare în care să vezi tot ce se întâmplă. Și asta este culoarea mierie. Da? Albastru de mândră mărie. Și acum mă duc către prietenii de la Bulgakov. Ia uitați. Toate chestiile astea au fost reconstruite. Aici nu era decât o casă și o șură, chiar alea de la început. Înțelegi? Și dintr-o dată, deci trebuie să veniți prima dată și prima dată când veniți în Cluj, musai merez la Bulgakov. Mie îmi place la nebunie cum o găsim mâța asta. Așa. Și aici are varza la Cluj, Coloșvari Caposta. E o nebunie. Acolo se țin conferințele, ca să n-aflați din presă. Ieri am ținut și o conferință cu Hunor, cu Kelemen. Da, despre Transilvania, transilvanism, gastronomie. Adică am povestit un pic despre faptul că încă din secolul XVI în Ardeal apăreau cărți de bucate. Bă, și erau chiar faine. Chiar faine, faine. La socăcițe. La socaci. Bucătar. Știi că în Ardeal, femeile care făceau mâncare la nunți, se numeau socăcițe. Din Ungurește, da? Le-am împărțit fiecare. Ba românește, ba ungurește și a fost bine. Apoi în secuime când plouă, plouă, tată. În 10 minute o să iasă soarele. Da? Un fel de potop. Dar e fain. Pauză de cafea. Pauză de cafea și de toate. Dar lumea n-are nicio treabă. Știi? Că mie ziceau unii că se cui, că îmi place să dorm la 17-18 grade și îmi plac ploile. Și argumentul suprem, cum ca și un pic se cui, e că am colesterol. Că mâine numai slănină pe ascuns. Se mai trebuie să rezolv problema cu frigiderul, că bâție și face tit, 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 după
vreo 30 de secunde și eu n-apuc. Trebuie să-mi formez un reflex cam 29 de secunde să iau pe la 1 noaptea, slănina, să tai o bucățică, să pun înapoi. Vrem, nu vrem pauză de cafea? Să-ți iau cafeluța. Ia uite ce poți face în Harghita. Asta m-ar interesa foarte mult. Și o să o și fac. Cu schiul mai puțin. Snowmobile-ul îmi place. Dar aici musai să vin. Poți face o mulțime de lucruri. Și văd că oamenii s-au pregătit. Sunt pregătiți pentru turiști. Dar să nu meargă turiștii la magazinul de utilaje agricole, la tractoare și la greble și să ceară pită. Că nu o să primească nici unde în țara asta pită de la magazinul de tractoare. Da? Că știți legenda aia aiurea. Dar uite, poți face chiar lucruri foarte, foarte, foarte faine. Dacă tot e pauză de cafea, am zis, hai să vedem. Și sunt convins că într-o mulțime de locuri din țara asta poți face așa. Mie mi-a plăcut, de exemplu, o să râdeți. Județul Buzău, fără legătură cu covrigelul ăsta, cu șeptelul la bacalaureat. Da? Sunt chestii faine. Și mi-a plăcut și tot felul de județe de care nu s-au auzit niciodată aproape în turism. Uite, de exemplu, Mehedințu. Și ăla e un județ care are foarte mult de oferit. Covazna, Harghita, Mureș nu mai discutăm, pentru că aici e o salbă de castele extraordinare, de palate, care acum multe sunt în renovare. Cred că săptămâna viitoare o să fiu la un astfel de castel. O să plouă, o să plouă, că așa e vremea în Ardeal. Știi? Da, și ce dacă plouă? Foarte tari sunt oamenii ăștia. Aici vedeți Mangalița Maghi. Și aici o vedeți pe Roji Mama, care nu vrea să vină. Are o fotografie. Deci că e nașul, Don Corleone. Da. Dacă doriți, faceți da. O poză cu mine. Deci dar cum să nu? Facem poză. Ok. Nu, hai să facem poză. Hai. Mai eu habar n-am cum se face și chestia asta. S-o întorc. A, face colega. Corect. Hai, colega. Gata. Haideți. Hai să facem, colega, că faci... Nu ne vedem. Aveți un coloșvari caposta bestial. Caposta. Așa că nu știu ungurește. Știu un pic. Da, bine. No, să vedeți ce o să fie asta. Și acum o să vă vadă că ați făcut poză cu mine. Nu mai trebuie să gătiți nici săptămâni, mă conserve să-i dați. Am fugit. Hai că nu-i mai așa tare ploaia. Numai eu, dacă nu am fost atent să iau cizme de cauciuc, am uitat să-mi cumpăr. Trebuie să mă duc pe alte chestii. Pe aleile astea. Și am înțeles că undeva se pregătește o chestie bestială. Ia să văd și eu. Că v-am spus că eu sunt pofticios. Și dacă sunt pofticios, vorba despre pofticioșenie. Așa? Ia să vedem. Aici ce e? Aici este calea fumului. Așa se numește. Așa, dacă alunec una bună. Acolo e televiziunea. Iar aici trebuie să vedeți. Se face o ciorbă cu un cap de vacă. Un cap de vacă. Az is kerül egy nagyon nagy.
Aia trebuie să fie foarte bună. Nu mă duc de aici până nu gust de acolo. E păcat. Și dacă mă duc dincolo, pe alee... Stai mă, că nu pește să mă duc. Ce să mă duc? La fumături. Și acum o să cad o, trag o trântă. Niște mirosuri, niște arome de înțepenești. Oftă bună, tovarăș! Ana! Repede, repede, repede! Și festivalul ăsta, așa zis, Sătești, ar trebui să fie peste tot. Pentru că vin o grămadă de producători locali, no, asta e o chestie senzațională. Să rămână! V-am zis că trebuie să veniți în Cluj. Astea sunt niște prăjituri cum n-ați mâncat în viața vieților voastre. Și de aici îți cumperi pițulă, că nu se plătește nimic cu bani. Eu numai la... Când mi-am cumpărat hainele, am plătit cu cardul. Și îți iei pițulele. Pițulele sunt, și acum se folosește cuvântul, în loc de bani, un fel de monedă locală, acum. Da? Înainte era undeva la a 10-a parte dintr-un crăițar. Acum le cumperi, o pițulă e undeva la 20 de lei. Și pe pițulele astea îți cumperi ce vrei de aici. Mamă, cât e de urcat, băi, băiatule, băi. Unde mic colesterolul? Așa îmi trebuie dacă am fumat atâția ani. Am făcut un pariu cu fiul meu, Andrei. El e moldovean din Vaslui și eu zic Andraș. Și am zis că îi se naște copilul, adică finuțul meu. Și o să ne lăsăm amândoi de fumat și nu mai fumăm deloc, 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 deloc. Și peste ani și ani, când voi avea 200 de ani, o să pot să urc fără gâfâială. Am vrut numai să vă arăt aici o casă. Tu îți dai seama când ieși pe terminațul ăla și vezi toată nebunia aia de peisaj. Stai mă, iar nu știu să filmez, iar nu știu să filmez. Ia uite ce e acolo. Când vezi peisajul ăsta de pe terminață, păi da, e paradis. Paradis, paradis, paradis. Aia e casa. Omul ăsta care a reconstruit satul a avut o idee genială. Asemănarea dintre mine și el, el fiind genial, eu nu, e că avem case, mă rog, eu am avut că am vândut-o, făcute după, aici e coșul radio din Budapesta, făcute după, nu știu cum să zic, că nu-i după proiectul coșcarului. Omul nu poate fi copiat, dar așa, cotentă de coșcarui. Ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi. Coșcarui a fost acel om care, exact cum a zis și Slavici, a înțeles foarte, foarte bine Ardealul. Adică Slavici zice așa, dacă un român întâlnește în cara ta, bună ziua să-i zici. Dacă întâlnești un ungur, eu nu pot. Și dacă un sas vei întâlni, îi spui guten tag. Ce poate să fie mai fain? Ia uite, mașinuța electrică, evident made in China. Stai că dă cu spatele. Oare știe să dea cu spatele? Știe. Știe mai mult decât știu eu. Ia uite. Te-ai băgat în coborul ăsta. E fain. Fain de tot. No, eu mă duc.
Așa. Și te duci și practic ajungi într-un loc care pare desprins de orice istorie recentă, dar care un pic poate părea paradoxal, pune în valoare exact istoria recentă. E foarte fain, băieți. Ăsta e un loc în care poți să vii cu familia, mănânci bine, dacă vrei să bei, bei bine. Acum foarte multă băutură, nu cred că e cazul. Dar poți veni să stai un weekend, ai ce faci, ai văzut vizit Harghita. Și poți să zici, bă, mi-am încărcat bateriile. Ceea ce vă doresc și vouă, că oricum mi se termină bateria și la telefon. Salutare și toate cele bune de la secuimea ploioasă, faină și extrem de gustoasă.